Dragi producenți, dragi invitați, domnul director, domnul Musc a spus ce produce pământul, ce produce agricultura. Dar agricultura nu produce numai mâncare, agricultura produce și energie. Așa cum a spus, de mii de ani se cultivă acest pământ și de mii de ani hrănește populația care din această zonă. Dacă dezvoltăm tehnologii și folosim toate resturile vegetale și tot biogazul care poate fi produs din gunoi și din resturi vegetale, vom avea un beneficiu mult mai mare decât exploatarea gazului de șist și pe durată mult mai lungă. Să nu avem o gândire de bodegă. Știți ce înseamnă bodegă? Când se intră în bir, zice, astăzi să fie bine, că mâine mai văd eu. 5-6 ani de zile o să fie bine, din punct de vedere financiar, probabil, că o să curgă gazul. Dar după aceea nu mai avem nici gaz, nici pământ. Dacă vom face agricultură în continuare, așa cum știm să o facem și o fac, nu numai de acum, din totdeauna, vom avea și mâncare și energie. Se umblă cu minciuni, să spunem lucruri pe nume. Această problemă a exploatării gazului de șist a început de anul trecut din primăvară și au venit la primărie în mod repetat. Prima dată au venit să ceară aviz. Am refuzat categoric. După aceea au venit să ceară aviz pentru a circula pe drumurile publice. Nu am niciun aviz de dat. Drumurile publice sunt ale tuturor. Nu am ce să dau. După aceea au spus că nu exploatează gazele de șist, că exploatează gaze convenționale. Am zis foarte bine, dacă exploatați gaze convenționale și nu gaze de șist, haideți să mergem la notar. Și eu o să chem fiecare cetățean din Curtiș și dumneavoastră cu fiecare cetățean din Curtiș faceți un act notarial. Că nu exploatați gaze de șist pe teritoriul care îl deține cetățeanul respectiv, că tot pământul e al nostru. Și în cazul în care exploatați gaze de șist și distrugeți pământul, dați despăgubire la fiecare cetățean o sumă importantă. 2-3 milioane de euro. A, nu putem face treaba asta. Păi de ce, domnilor, un om care se ține cuvânt nu are niciun fel de problemă. Eu fac oricare dintre dumneavoastră, orice act notarial, în care spun, domnilor, orice îmi faceți, eu nu vă înjur. Și nu o să vă jur niciodată. Și dacă scriu, merge la notar și spune, domnule, dacă vă jur, vă dau 5 milioane de euro. Nu am. Oricum. Dar mă refer la idee. Deci, atenție, oameni buni, poate o să fiți căutați, care aveți pământ, să fiți ademeniți. Gândiți-vă nu numai la dumneavoastră, gândiți-vă și la cei de lângă dumneavoastră și la copii și nepoții dumneavoastră. Ați văzut, ați auzit mașina care circulă în Curtici. Vreau să vă spun, ați auzit acel sunet de trompetă. Știți ce reprezintă sunetul de trompetă? Înseamnă chemarea la luptă care s-a sunat la Păuliș. Când elevii școlii militare de la Păuliș au fost chemați să lupte împotriva contropitorilor să apere acest pământ. Acești copii au murit la Păuliș ca noi astăzi să avem pace și să ne putem lucra pământul. Ei au spus, pe aici nu se trece. Noi spunem, nu vom admite exploatarea gazelor de șist la Curtici. În ce mă privește, eu sunt foarte hotărât și când sunt, adică de când sunt primar și când nu eu mai fi, din această luptă împotriva gazelor de șist, voi face un scop al vieții. Unul dintre scopurile vieții, că avem mai multe fiecare. Pentru că dacă nu ne păstrăm apa curată și apa este simbolul vieții, atunci nu vom mai avea nimic în viitor. Restul va fi negru, va fi iad. Nu, gazele de șist la Curtiș. De aici nu se trece, aici nu se vorează. Îmi permit înainte de a invita toți primarii să vorbească, să fac un apel la presă. Noi, aici, izolați în Casa de Cultură sau oriunde am fi, în altă localitate, fără presă nu putem face absolut nimic. Presa să fie cu noi! Primar Tomuța de la Suntana. Bună seara! O să încerc să fiu foarte scurt. Vreau să spun că noi, cei din Suntana, suntem împotriva exploatării gazelor de șist.
Este un lucru clar, au încercat și la noi să vină să ne convingă cu diverse tertipuri, cu diverse scuze, dar nu am fost de acord și nu le-am dat dreptul să înceapă aceste prospecțiuni pe care le fac ba pentru gaze, ba pentru gaze convenționale, ba pentru ptiței, ba pentru una, ba pentru alta, dar se pare că adevăratul scop pentru care ei vor să vină aici sunt aceste gaze de șist. Vreau doar să vă readuc aminte un lucru foarte important de care trebuie să ținem cont. Acest pământ minunat care se găsește în vestul țării, pământ de pe care se obțin producții foarte frumoase, este un pământ pe care cei care îl dețin în momentul de față l-au luat ca spre păstrare în moștenire de la înaintași, cu obligația de a-l păstra și de a-l da mai departe copiilor și copiilor noștri, ca să ne putem duce în continuare existența pe aceste meleaguri. Nu caz rotășist, spun cei din Sântana. Vă mulțumesc! Domnul primar Petru Nicoară din Păuliș. Bună seara! Mă bucur că pot să fiu alături de dumneavoastră în această sală plină la acest meeting împotriva gazelor de șist. Ce vreau să vă spun, noi încă am hotărât în ședința Consiliului Local de ieri și vrem să mergem și noi în judecată pentru a ne împotrivi acestor măsuri pe care au fost luate de Guvernul României. Suntem total împotriva acestor exploatări a gazelor de șist. Așa cum spunea domnul primar din Curtici, la noi, în zona Câmpiei Aradului, la Păuliș, se ține în fiecare an o comemorare a eroilor care au căzut în 1944 la Păuliș. Acolo școala de ofițeri în rezervă, suboficeri în rezervă Ravna, detașamentul Păuliș, sub conducerea generalului Petrescu, a înfruntat trupele ortisto-hiteriste și spunea domnul primar, deviza acestor bravi tineri a fost, pe aici nu se trece. Așa cum elevii, acei elevi tineri ai școlii de subofițeri nu au lăsat dușmanul să treacă, să intre în defileul Mureșului, să pătrundă în țara românească, să distrugă țara românească, așa nici noi nu vom lăsa acești oameni să-și facă de cap, să ne distrugă sănătatea noastră, a copiilor noștri, a nepoților și așa mai departe. Eu aș propune ca să ne unim forțele toți împreună, să facem așa cum s-a făcut, cum se face astăzi la Curtici, să facem în toate aceste unități unde suntem aici prezenți primari în sală, să facem o emulație de oameni, să strângem oameni la Căminul Cultural, la Casa de Cultură, să ne unim forțele și să nu lăsăm să-și bată joc niște oameni inconștienți de ceea ce se va petrece, așa cum spunea domnul director Muscă, ceea ce se va petrece în continuare dacă se vor exploata aceste gaze de șist. Eu o să fiu alături de dumneavoastră și alături de cei care sunt în comunitatea de la Păuliș. Ne vom mobiliza și nu vom lăsa acest oameni nemernici să... Eu consider că sunt inconștienți prin hotărârea pe care au dat-o în 2012, guvernul Ponta, așa a semnat acea hotărâre de guvern, să exploreze gazele de șist. Suntem total împotriva
acestor hotărâri care s-au dat de guvern. Suntem hotărâți să luptăm împotriva gazelor de șist. Vă mulțumesc! Să fiți alături de noi, de primari din aceste comune. Vă mulțumesc! În 9 aprilie se împlinesc 500 de ani de la izbucnirea războiului țărănesc, condus de Gheorghe Doja, și atunci țăranii luptau pentru pământ. Domnul primar Ștefan Muscă din Olari. În numele meu și a Consiliului Local, în numele comunității din Olari, eu vreau să spun și eu nu gazelor de șist. Sunt aici reprezentat de fratele meu, care știe mai bine cum se pune problema gazelor de șist. Știu și eu că au venit la Olari să ceară aviz, nu le-am dat. Am hotărâre de Consiliul Local, nu vor nici ei, nu vor nici oameni, nu vor nimeni. Deci, nu gazelor de șist. Primăria Comunei Șofronia, din păcate, ca și Primăria Orașului Curdici, a pierdut procesul cu Prefectura Arad, care reprezintă guvernul în teritoriu. Hotărârea pe care Consiliul Local Șofronia a dat-o și a spus oficial nu gazelor de șist a fost anulată. Domnul primar Ioan Babău. Bună seara tuturor! Deci problemele care au fost în Curdici au fost și în localitatea Șofronia. Cel puțin noi am fost hărțuiți de către firma din Cluj, care urma să facă explorarea pe raza localității Șofronia. La început, conectau și antevorbitorii mei, se discuta doar de explorare. Deci nu va fi exploatarea gazelor. Cine știe dacă va fi sau dacă vom găsi. Ei de la început au pornit pentru gazele de șist. Au pornit cu minciuna și explorarea este primul pas, urmând al doilea pas, exploatarea. Pentru că nimeni nu e nebun ca să investească și să nu folosească ce a găsit acolo. Deci au încercat sub toate formele. Ba mai mult, în localitate, într-o sâmbătă și într-o duminică, cu firma care a fost angajată să lucrează pentru firma din Cluj, au și venit și au intrat pe la casele oamenilor, fără să fim înștiințați, fără să avem cunoștință de această cauză. Am fost doar înștiințați de către cetățenii din comună pe ce vor să facă aceștia. Vă dați seama, pe lângă noi Consiliul Local, și atunci ne-am hotărât să fim un zid în fața lor, Consiliul Local, și nu am fost de acord să le punem nimic la dispoziție. Doar drumurile care sunt publice le pot folosi, pentru că nu le putem să interzicem. Și suntem cu totul de acord, ca și ceilalți colegi de-ai mei, nu gazelor de șist, și vom lupta cu toții, pentru că dacă suntem mulți, vom avea și sorți de izbândă. Dacă vor reuși să încheie contracte cu anumite persoane, va fi bai. Deci de aceea toți să fim la același numitor comun. Vă mulțumesc! Vreau să vă mai prezint încă un lucru care se discută, vin și îi prostește pe câțiva oameni că le dă prețul, dacă se vinde pământul în Curtiș cu 4.000, le dă 8.000-10.000 de euro pe hectar, numai ca să aibă pământul lor, să aibă motivul că pot să intre, că pământul este al lor. Aș vrea un lucru să vă rog, nu vindeți pământul. La noi, la societate, cel puțin și la Curtiș și la Olari, la secretariat, acolo se spune și știm la cine vinde pământul, cei care doresc să vândă pământul. Râul Făcăturii să mai știe un lucru. Pământul, conform statutului, în agricultură, anul începe la 1 septembrie, nu când vrea fiecare. Și oricum nu le vom pune pământul la dispoziție, decât la 1 septembrie, poate să spună că este pământul lor. Sunt aici cetățeni din Arad și le mulțumesc că au venit. Dumneavoastră, cei de aici, aveți copii, aveți neamuri în Arad. Trebuie să facem un apel la arădeni, pentru că jos, partea de jos, dacă vă uitați dincolo de Șofronia, zona afectată merge până la centura Aradului, merge și în Arad. De aceea este bine să știe și arădenii și este bine să fim cât mai mulți,
este nevoie de noi mulți și probabil că vom face meeting-uri sau aceste luări de poziție, nu vrem meeting-uri, am spus meeting-uri, nu, meeting-uri de protest, aceste luări de poziție pentru sănătatea noastră să ajungem să le facem și în Arad. Avem nevoie și de cetățenii din municipiul Arad. Vreau să vă spun că, deși nu este prezent aici, primarul Arad a dat un mesaj în care a spus că este alături de noi și este și el împotriva exploatării gazelor de șist și oricând este alături de cetățenii din zonă. Și înseamnă că ne dă în orice moment autorizații să facem aceste întâlniri și în Arad. Îl invităm aici pe domnul primar Pap Otilo din Iratoșul. Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitația și vreau să felicit pe domnul director Muscu pentru această adunare. Eu vreau să spun că noi în Iratoș încă nu am făcut asemenea adunare, dar va urma și vă spun că Iratoșul este 100% contra gazelor de șiste. La început, când s-a început toată problema, probabil fiind o localitate unde mai trăiesc și e de etnie maghiară și domnii de la firma Chevron, nu Chevron, firma asta la altă, Panfoirul ăla, dar știți, sunt din Ungaria, ne-au căutat. Și categoric am spus nu, au fost și la ședință de Consiliu, unde noi nu am dat hotărâre de Consiliu știind cum au pățit colegii din Șofronea, dar am spus un categoric nu și oamenii din Iratoș, bineînțeles, au zis. Și mai vreau să spun un singur lucru. Un singur lucru. Toți primarii avem o răspundere foarte, foarte mare. Că fiind că oamenii ăștia o să vină cu bani. Și, Doamne ferește, să se întâmple cineva dintre noi să leșe, că dacă o trăvește pământul în Iratoș și apa în Iratoș, și curticenii sau și vecinii o să suporte consecințele. Deci aici trebuie să fim foarte, foarte uniți, nu cumva cineva dintre noi, nu, toată lumea să fim ani. Și cum sunt acum mândru de dumneavoastră, sunt mândru că m-am născut în zona asta, vreau să fiu așa de mândru și după aia că am fost uniți. Felicitări pentru dumneavoastră și să fiți. Nu cazelor de șistă. Domnul primar, față de România care avem probleme și vrea să ne găurească cu totul, aș vrea să vă spun că au ieșit bulgarii, care au spus categoric nu gazelor de șist. Indiferent, ei nu au dat lege și au spus nu. Dar au spus un lucru. Mergem să protestăm alături de români ca să nu intre nici în România, pentru că și pe sub Dunăre apa poluată trece la ei. Nu pe 2-5 km în lungime sau pe o dimensiune. Deci bulgarii protestează alături de români. Vă dați seama ce sentiment poți să ai? Și vă mai spun încă un lucru și n-am vrut să mă lungesc, dar parcă tot nu mă pot aține și îmi cer scuze. Franța a dat lege, nu gazelor de șist categoric, Franța ca țară. Germania ca țară a spus categoric nu. Cehia a spus nu. Polonia a spus, știți, noi nu avem gaze, n-aveți ce să căutați la noi. Olanda zice, păi noi suntem vechi în Uniunea Europeană, categoric avem dreptul să spunem dreptul de veto, categoric nu. Și am rămas foarte puțini printre cei din Uniunea Europeană care a zis da. Nu știu, am văzut într-o seară o emisiune la televizor și spunea un ofițer de informații, zice, este posibil să fi primit sarcină ai noștri, mai marile căpetenii, să fie primită sarcină ca să dea drumul. Peste noi, domnilor, nu se poate. Deși niște lucruri, dar nu se poate peste noi. Și aș mai vrea să atrag atenția asupra unui lucru. Sunt prea multe contracte făcute de țara românească cu caracter confidențial. Domnilor, noi ce reprezentăm?
Noi nu reprezentăm țara românească? De ce noi n-avem să voie să știm numai unul care astăzi este pe o funcție de ministru sau de, eu știu ce funcție acolo? Este alesul nostru. Nu cred că e normal să fie confidențialitate să se desfacă plicul peste 10 ani. Mulțumesc. Până în urmă cu câțiva ani am fost un tot și din punct de vedere administrativ. Astăzi, curtice, curtice, dorbanțe, dorbanți, dar suntem împreună. Vicențiu Alma și primarul comunei Dorobanți. Bună seara! Stimați concetățeni, dragi prieteni, a venit la un singur cuvânt al lui domnul Muscă, peste 100 de persoane din Dorobanți, pentru că am vrut să simțim că dacă suntem mulți și suntem uniți, vom fi și puternici. Vorbesc despre consecințele gazelor de șist, despre exploatarea gazelor de șist, numai să adaug doar că despre apa și suprafața otrăvită vreau să vă mai spun că se va consuma apa de la suprafață, apa freatică. Domnul Muscă spunea că 1.000.000 de litri de apă consumă o forare. Conform legii fizice, vastele comunicante, apa se consumă nu numai de la Curtis sau la Iratoș. Se va întinde inclusiv pe suprafața Ungariei, Aradul sau poate până în Oradea Deva. Înaintașii noștri au cultivat pe aceste ogoare alimente necesare pentru noi. În gospodăriile noastre creștem bovine, porcine, păsări și alte animale din care ne hrănim. Nu vrem să ne populăm cu cămile. Exploatarea gazelor de șist aduce după sine deșertizare. Nu vrem deșert, vrem o natură așa cum știm noi acum și așa cum au știut înaintașii noștri și așa vrem să lăsăm și noi urmașilor noștri. În această seară ne-am adunat pentru că acest pericol ne-a adunat în acest loc și mulțumesc și chiar fericit organizatorii, pentru că puternici numai așa putem să fim, nu separat, dar dacă această planificare, această zonă Curtici ne-a făcut să fim împreună, eu aș face o propunere, facem să formăm un comandament a zonei Curtici privind exploatarea gazelor de șist. Din acest comandament și eu sunt de acord să fac parte primarii și alți agricultori, asociații agricole, în caz de problemă, de pericol, să încercăm împreună și acest comandament să fie imediat anunțat, pentru că noi, după părerea mea, democrația pe care am pornit acum 24 de ani, înseamnă, după mine, consultarea publicului, respectarea legilor și respectul unii față de alții, începând de la primul om al României până la, să zicem, ultimul agricultor. În acest moment, acest lucru nu se întâmplă. Eu aș face apel să fim liniștiți și să încercăm să cerem respectarea legii. La ora actuală, legea ne sprijină, pentru că nu are voie nimeni să intre pe proprietățile noastre fără acordul proprietarului. Și de aici plecăm. Aș dori să avem o colaborare foarte bună cu poliția, cu justiția și prin acest comandament care se va forma, să încercăm imediat să ne, apărăm proprietatea privată. Deocamdată nu ne obligă nimeni să fim de acord să lăsăm să intre oricine pe teritoriul nostru. Și cu jandarmii. Și cu jandarmii, pentru că am văzut ce au făcut în Moldova. Da. Deci să nu urmăm exemplul din Moldova, pentru că jandarmeria va veni să facă ordine. Și dacă ne dăm cu pietre și începem să ne batem, nu este o soluție bună. Vom fi, domn primar, așa cum ai spus, vom fi foarte disciplinați. Ne băgăm acolo în față și vom fi foarte disciplinați și pe cei care, pentru că nu că oamenii nu sunt disciplinați,
Se pot întâmpla să fie oameni provocatori, băgați de către cine știe ce, ca să scoată rău. Pe ăia îi vom stăpâni noi și îi vom disciplina, să fim foarte, foarte, foarte cuminți. Pentru acest lucru am primit acest amendament. De asemenea, acum 24 de ani, când am ales calea democrației, am avut încredere că proprietatea privată este sfântă. Eu vreau să cred că am obținut acest lucru și proprietatea privată și acum este sfântă și nimeni nu are dreptul să ne provoace și să intre în proprietatea noastră nici prin lege. Datoria noastră este să facem o petiție, să nu se schimbe legea, să nu oblige. Că dacă guvernul va lua hotărâre și prin lege obligă, să nu știu ce mai putem face. Deci să nu ne lăsăm conduși de cei care vor răul acestei zone. Toți cei din Dorovan suntem o comunitate mică și suntem mulți și în această sală, suntem împotriva nu numai ai exploatării, inclusiv a prospecțiunii. Pentru că dacă lăsăm să intre să facă prospecțiuni și demonstrează că da, există gaze de șist, vine cu legea tot ce este zăcăminte, tot ce este sub pământ, este avuție națională. Și să nu ajunge până asta. Nu dorim gaze de șist. Mulțumesc! În urmă cu mai mulți ani era fotbalist la frontiera cu Urtici, astăzi este primar la Șimand. Domnul Dema! În primul rând, dați-mi voie să vă zic bună seara. Sunt onorat să mă aflu astăzi în prezența dumneavoastră. Vreau să felicit colegii mei primarii care sunt alături de dumneavoastră, pe dumneavoastră în mod special, pentru că ați dat curs acestei invitații a domnului director Muscă Dimitrie. Cu siguranță, la toți ne pasă ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Eu, primarul localității Șimand, Florin Dema, Consiliul Local, locuitorii comunei Șimand, spunem un nu exploatării gazelor de șist. Aș vrea să vă aduc aminte un singur lucru. Noi suntem români, noi suntem aici pe vechi stăpâni. Deci să fim uniți în jurul acestui domn director, un profesionist adevărat, pentru că unirea dă putere și cu toți să spunem în gura mare un nu exploatării gazelor de șist. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Ioan Mercea, primarul comunei Macea. Bună seara! Onorată prezență, dați-mi voie să-l contrazic pe colegul meu, Vințe, care au zis că a venit aici la această întâlnire cu 100 de oameni. Să știți că eu am venit cu 6600 locuitorii comunei Macea și satului Sânt Martin. Și n-am întâlnit încă vreun cetățean din Macea sau din Sânt Martin care să fie de acord cu gazele de șist. Și eu și Consiliul Local, normal, și locuitorii comunei Macea sunt împotriva exploatării gazelor de șist. Un alt lucru care aș vrea să-l prezint aici. Avem reprezentanții asociațiilor mai mici care își desfășoară în localitățile noastre activitatea. Au contracte de arendare a terenurilor. Aici să nu cumva vină să facă contracte de vânzare cu ei sau să fie influențați oamenii într-un mod sau altul, cum zicea domnul director, că primesc sume mari de bani. Deci ei au un rol important pentru a stopa acest lucru și mai ales noi, primarii, pentru că nu pot să întocmească acte niciun cetățean fără ca să primească acte de la primărie. Și dacă o să vedem pe cineva că o să fie de acord să vândă terenul, trebuie să îi punem lumea în cap și să nu îi lăsăm să vândă acest teren. Încă o dată vă spun că toată comunitatea din localitatea Macea este împotriva exploatării gazelor de șist. Bună seara! Pregătim un filmuleț din județul Timiș. Când se poate da, e foarte important
să vedeți fără autorizații, fără nimic, o firmă Prospecțiuni S.A. din Timiș, pe terenul privat al unor oameni. Să vă uitați câteva minute. Este firma lui Tender. Tender a fost la Curtis, la mine. Cine v-a autorizat să intrați pe domeniul privat? Cu cine a vorbit? Nu vă supăra, cine v-a autorizat să intrați pe domeniul privat? Nu, lăsați-mi, tantiza, nu vorbiți așa, într-o așa. Nu, 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 tantiza, ei nu sunt oameni, ei săraci oamenii să îs angajați. Cine vă autoriza să intrați în domeniul privat? Nu vă supărați! Cine v-a autorizat, dacă e exploziv, să-l montați în domeniul privat? Nu avem nicio vină, să că sunt înțelegeri, avem echipă. Cu cine? Cu secretarul la primărie sau cu cine? Nu știu. Nu spun, nu știu. Nu știu, deci noi nu mai știu. Nu, domnul s-a angajat, domnul, ei nu se vină. Cred că nu știu. Deci nu. Și ați montat explozivile aici. Domnul s-a zis că putem să intrăm, că s-a făcut înțelegeri. Deci... Cu cine ori s-a făcut înțelegeri? Cu primăria. Eu nu știu așa, cu cine. Așa, eu sunt angajat, îmi spune. Omul e angajat, eu am spus să meargă aici, dar cine cu cine au făcut înțelegeri? Nu știu. Șefii dumneavoastră cu cine? Cu primăria, nu? Nu știu. Cum nu știi și ce plăcește? Păi da, nu știu. De unde sunteți? Bravo, nu? Și mărcarea până aici? Eu avem lucrări în toată țara. Câtăm o lună jumate. Dar pentru ce? Pentru petrol sau gaz? Petrol și gaz. Și cum se facă? Sonde? Nu, caută, de fapt, dar să văd... Fac sondă între Peciu și tine, așa am fost eu până la Ceacova, deja e reciclată, să văd ce la caută. Da, că le caut la primar, că tu te gură merge-ți acolo, găuriți! Ne vedeți dumneavoastră în 2013 acest filmuleț și noi care credeam că proprietatea e sfântă. Și nu e departe, e în județul Timiș.